vă arăt partea de statistice, dacă se poate, în momentul acesta. Da, o secundă. Ok. Și am să intru într-un alt curs. E un curs cu puțini studenți, fiindcă cursul de tutoriale sunt foarte mult și statisticile durează puțin mai mult să fie actualizate. Este un curs pe care l-am în semestrul al doilea, un curs extern, cum figurează el în planul de învățământ, unde am doar 17 studenți înregistrați la ora actuală. Cum se intră în această parte de cursuri, deci de statistici? Din nou, statisticile sunt valabile doar pentru curs. Da? Deci trebuie, pentru dumneavoastră, trebuie să fiți într-un curs și jos în partea de setări, unde aveți și administrările de curs, de unde puteți să vă modificați limita de curs, de mărime a fișierelor pe care puteți să o încărcați, aveți și ceea ce se numește rapoarte. Aceste rapoarte conțin mai multe elemente. Am să-l arăt pe primul, cel numit logs, unde puteți să vedeți că selectați ce jurnale, ce date doriți să vedeți de la toți participanții, toate acțiunile, le am selectat acum pe absolut toate. Voi face click pe accesează aceste jurnale, aceasta ce caută toate informațiile de-a lungul tuturor întregului timp, deci asta este cea mai lungă, să zicem, sau cea mai puternică înregistrare pe care poate să o arate. Și de aceea și durează ceva mai mult, fiindcă caută în absolut toate înregistrările din baza de date. Ok, hai să vedem. A mers foarte bine mai înainte dimineață acest lucru când l-am accesat. Este și problema mea cu internetul. Ieri am ținut un webinar online și am avut emoții enorme, pentru că cu jumătate de oră înainte de a începe un webinar cu peste 400 și ceva de oameni din întreaga lume, chiar din, cu excepția Antarctica, au fost din toate continentele oameni, n-am avut internet efectiv acasă, deci nu mă mai puteam conecta pe nimic. După cum vedeți, aceasta îmi arată. Sunt 259 de pagini, deci ca să înțelegeți ce se întâmplă, e un curs care l-am de mai mult timp și i-am dat să caute absolut toate înregistrările de peste tot timpul și îmi spune de fiecare dată fiecare dintre utilizatori, fie că este titular de curs, fie că este ce a făcut și ce a făcut și cum și în ce mod și etc. Deci asta este cea mai completă vizualizare pe care o puteți face asupra tuturor acțiunilor care există într-un curs. Dar celelalte sunt mult mai interesante sau mult mai utile, sunt cele care se numesc raport de activitate, da? Și care vă arată fiecare dintre elementele care le aveți într-un curs, de câte ori a fost vizualizat, da? De exemplu, e clar că forumul a fost foarte des citit, am puțin studenți și îmi dau seama că degeaba le-am încărcat materiale. Unele dintre ele au fost mai des accesate de către studenți, celelalte mult mai puțin. Deci am în continuare studenți care nu au accesat niciodată materialele care le-au fost puse la dispoziție. Da? De asemenea, foarte interesant că în înregistrările video eu am participat aproape tot, nu cred că am avut decât unul sau doi la cursurile online video care au fost puse acolo, nu au fost văzute decât de foarte puțini utilizatori. Dar proiectele, ceea ce au avut ei de făcut și activitățile, acele au fost accesate și ei s-au pus să le facă. Au examen săptămâna viitoare, susținere, un fel de susținere orală. Astăzi predau proiectul de blog după masă acest student. Deci, după cum vedeți, astfel puteți să vedeți efectiv și activitățile pe fiecare dintre elementele care există din raport de activitate. De asemenea, puteți să vedeți o statistică care vă arată participarea la curs din course participation și care puteți să selectați ce anume dintre, cum să zic, dintre activități, fiindcă
participarea la un curs depinde de o activitate. Doriți să vedeți sau să, cum să zic eu, să vedeți care dintre studenți au făcut. De exemplu, ei au trebuit să-și aleagă o activitate, o temă pe care toți trebuiau să o facă și am ales acea activitate. Mă duc înapoi, fiindcă asta este o disciplină care a început acum de 7 săptămâni și vreau să văd acțiunile studenților. Și în momentul acesta voi vedea că sunt 2 studenți care nu au accesat niciodată această activitate. Sunt unii care au accesat-o de mai multe ori, chit că ei puteau o singură dată să-și facă alegerea, dar probabil s-au dus să mai vadă că după, așa le am eu setat întotdeauna alegerile acestea, după ce vede unul, după ce setează, poate să meargă să vadă ce au setat colegii lor, fiindcă îi lasă lucreze într-un mod colaborativ. Eu vreau ca ei să învețe cât mai mult cum să facă anumite activități și chiar îi încurajez să colaboreze în a învăța cum să facă și a se ajuta reciproc cum să-și realizeze proiectele. Ce pot să fac în acest moment? Pot să selectez și manual pe acești studenți, să le trimit un mesaj, dar pot să am această opțiune că selectează toți cei care sunt cu nu și la aceștia să le trimit un mesaj. În momentul acela le pot scrie un mesaj că nu ați activat deloc în această activitate care a fost alegerea de o temă și că vă rog să o faceți în următoarele 2 zile sau ceva de genul acesta și el se trimite automat doar la acele persoane care au avut, să zicem, lucrul acesta. Această selecție se poate face și manual, dar se poate face și în grup, ceea ce este foarte util. M-au auzit bine? Da. Se poate face și în grup, mai ales când sunt foarte mulți studenți, este mult mai util să poată să fie realizată în grup. Și același lucru se poate face pentru absolut orice fel de activitate, vedeți că sunt toate activitățile, absolut tot ce există, inclusiv modulul de prezență, pot să-l văd, că dacă studenții s-au dus și și-au văzut modulul de prezență sau nu. Nu e interesant dacă au fost prezenți sau nu, chit că noi îl completăm de fiecare dată, dar dacă eu am să merg și am să selectez, da, primesc mesaje pe ecran că your internet connection is unstable. Deci am o conexiune foarte proastă la internet. Sper că mă mai auziți și mă vedeți bine. Se aude foarte bine și se vede foarte bine. Mă bucur, fiindcă mie îmi tot dă calculatorul aceste mesaje deja. Fiindcă v-am zis că am probleme acasă cu internetul. Cealaltă parte care este foarte importantă să o puteți să vedeți este completare de activitate. Deci aici eu am selectat toate activitățile și activitățile sunt efectiv activități pe care studenții le-au avut de făcut. Și după cum vedeți, eu pot să văd pentru fiecare dintre ele unde ei au completat aceste fișiere. Pot să salvez această activitate, să o am ca și referință, fie pentru notă, fie pentru a le da un punct în plus, că ei și-au îndeplinit toate activitățile, chiar dacă le îndeplinesc cu oarecare întârziere. Cum este, de exemplu, acum, este sfârșit de semestru, unii dintre ei nu și-au completat toate activitățile, dar chiar dacă astăzi au avut deadline, eu voi salva aceasta și pot să-și mai predea și mai târziu și mă voi uita să văd care este situația. Acest lucru este o instanță în acel moment. Deci nu ține de istorie, adică analizează toate datele din cu acea cohortă de studenți, dar este instanța de acum, din 7 aprilie, nu din una continuă. Dacă vreau să văd una continuă, merg la statistici și în acest, să zicem, grup, selectez care dintre curs, statisticile pot să le selectez și pentru alte cursuri și în momentul acela îți selectezi ce activități doresc să vezi? Pe mine mă interesează pe ultimele 2 luni, fiindcă este o disciplină de 7 săptămâni și pot să le și văd, să măresc, fiindcă mi-a mărit foarte mult, vizibilitatea pe ecran. Și pot să văd astfel unde studenții au vizualizat și unde studenții au avut și postări și câte postări au făcut, în ce dată și cum. Da? Astăzi, de exemplu, eu de făcut o activitate, probabil setarea de statistica de mâine va include un nou spike aici, un nou vârf, pentru că foarte mulți au predat probabil astăzi proiectele și activitățile. Și de asemenea am și spune la fiecare săptămână
care au fost cele mai multe vizualizări. Deci eu știu că, de exemplu, în prima săptămână după ce am avut activitate, dar asta era planificat cu ei dinainte, au avut o activitate pe care au trebuit să o finalizeze și au cam finalizat-o, fiindcă, după cum vedeți, numărul este semnificativ mai mare. Din nou, altă activitate care au avut de făcut la săptămâna 3 de școală, au finalizat-o. Deci este clar că în momentul în care studenții primesc activități de făcut, măriți interactivitatea cu ei și nu neapărat, eu nu le dau teste sau ceva, ci rog să facă analize, să facă reflexie, să răspundă la anumite întrebări, să caute anumite elemente și să mi le arate. În momentul acela ei pot să își mărească interesul pentru acea disciplină. De aceea am dorit să vă arăt acest modul de statistici. Știu că l-am mai arătat încă o dată, dar poate nu chiar atât pe îndelete, fiindcă a fost doar un mod de a arăta cum puteți să găsiți studenții care nu v-au accesat niciodată cursul. Da? Acum, fiindcă vorbisem cu Ioana la început, această postare de aici, deci vedeți, acest news forum care este aici la începutul cursului, acesta este modul prin care comunicați cu studenții la acel curs. Trebuie să fiți într-un curs și din acel curs puteți să faceți această postare cu ei. Din ceea ce este blogul meu, după cum vedeți, nu am nimic decât o postare de test, este un blog de utilizator pe care puteți să-l faceți vizibil pentru toată lumea. Dar este un blog de reflexie, de opinii, de ce doriți dumneavoastră, care de asemenea puteți să-l faceți să fie vizibil și pentru oricine. Deci dacă doriți să faceți un blog, o postare ca un fel de site cu informații despre dumneavoastră, despre, nu știu, despre lucrările pe care le scrieți. N-aveți pagina dumneavoastră în Politehnică. Puteți să o faceți așa. Și în momentul acela aveți un link standard, care este linkul către blogul dumneavoastră, da? Și acel blog poate să fie vizibil de absolut oricine din lume în momentul în care selectați aici oricine. Deci asta este blogul cu totul altceva decât form. Și nimeni nu primește notificări automate din blog. Blogul nu e setat ca să se primească notificări automate din blog. Da? Mulțumesc!